Ana și Marian au vrut să-și renoveze rapid baia și așa au căutat un meșter pe internet. Chiar s-au considerat norocoși când au dat de un meșteriaș care le-a spus că se poate apuca numai decât de lucrare. S-au înțeles chiar și cu privire la prețul lucrării, doar că după ce meșterul și-a primit avansul de 2000 de lei, ar fi găsit un motiv să plece, a lăsat șantier în casă și dus a fost. Cu greu, Ana și Marian ar fi aflat că meșterul ar fi plecat în vacanță în Spania, pe banii lor dați ca avans. Discutăm despre acest caz cu invitatele noastre, Alina Petre, consilier pentru dezvoltare personală. Bine ai venit, Alina, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Și Jessie, moderator Gold FM, bună seara, Jessie! Bună seara! Of, v-am zis să nu mai veniți în negru și astăzi, uite ce frumos, ajută amândouă în roșu. Știi că noi te ascultăm pe tine da, tot timpul. Da, lasă că e frumos așa, pe bucurie, colorat, pe culoare și sunteți amândouă, v-ați zis că v-ați vorbit. Uite că, din păcate, oamenii ne scriu în legătură cu foarte multe lucruri care li se întâmplă și se pare că țeapa asta pe care o dau mulți pe internet... Și de care am mai auzit și aici. Bineînțeles. În legătură directă cu noi... Sunt Ana și Marian, care ne vor spune mai multe amănunte despre pățaniile cu meșterul care le-ar fi dat țeapă. Bună ziua, Ana, Marian. Bună ziua. Dragilor, povestiți-ne, văd că sunteți supărați și e normal să fie așa și cred că nu treceți numai voi prin asemenea evenimente nefericite. Sunt foarte mulți români care au băgat meșteri sau meseriași în casele lor și s-a ajuns la a pierde sumele de bani pe care le-au dat avans. Spuneți-ne prin cum l-ați cunoscut pe acest individ. O să încep eu, că eu am pus pe un grup, dacă pot să dau nume, din drumul taberei, că aici da, că pe Facebook nu e reclamă, mă gândesc. Am pus pe un grup că aș avea nevoie de un meseriaș cu recomandare și că aș vrea să încep baia de luni. Asta a fost acum o săptămână. Am fost abordat în privat de un domn insistent. Eu tot îi dădeam mesaje că totul nu e acasă, că n-am rezolvat, până am zis că ăsta o fi meseriașul nostru. Am stabilit să ne vedem într-o duminică, să ne vadă despre ce e vorba, să vadă despre ce este vorba, la care mai apoi, dacă ne înțelegem la preț, să ne facă lucrarea. A venit duminică, a văzut despre ce este vorba, nu ne-a spus inițial prețul, noi în acea duminică am zis că rămâne să ne sună el, am plecat cu copilașii la spital că făceau febră, ne sună și ne spune dacă ne-am hotărât să știe și el ce să facă, dacă se apucă de luni, stă după noi sau își găsește altă lucrare. Noi am zis că dispunem de 4.500 de lei, am hotărât împreună cu el, el de fapt a zis că mai jos de 5.000 nu lasă și am zis că așa o fi, că 5 milioane le mai punem noi peste cei 4.500 și facem lucrarea. A venit în casă luni, s-a apucat de decopertat înainte, i-a luat o toporișcă. Cât a stat cu soțul, spune-i tu mai multe, că tu ai stat și tu. Luni a venit dimineață, m-am trezit, s-a plâns că nu are cu ce face lucrarea, mai pe scurt. Am coborât la magazinul local de materiale, scule și așa mai departe. I-am cumpărat ce a avut nevoie, am urcat sus, s-a apucat de decopertat, de strâns gunoiul, adică cam tot ce face un meseriaș la treabă, un meseriaș de bună cuvință. Adică părea totuși că era meseriaș, nu era un țepar da, și din punct părea, de vedere al profesiei, nu? Era chiar un meseriaș. Da, atâta timp cât a venit cu scule după el luni dimineață, deci adică a venit cu toate cele necesare unei decoperperi și a unei renovări de baie. Da, și totuși, ce produse i-ați cumpărat de jos de la magazin, dacă venise cu scule? Mi-a cerut un topor sau un șpaclu dur, pentru că trebuia să dea niște vopsea lavabilă jos de pe pereți, iar el avea șpaclurile necesare pentru un tins greci și așa mai departe, erau destul de flexibile. Deci era și nu era, nu prea era profesionist, era păi așa și cu pe jumătate. Să dai vopsea jos cu toporul? Adică eu n-am mai auzit de asta. Da, nici eu n-am mai auzit. Nici eu, sincer, numai că, ținând cont că a zis că vreau un corp lung, am fost la magazin, el pe ochii pe toporul respectiv i-a pus, i-am zis, pe ăsta cu ăsta mă descurc, este și ieftin, nu te duce nici mult la bani. Adică a fost genul de persoană
care a dat impresia că ține și cu bugetul celui care face lucrarea. Pentru că a zis că banii îi scade la final, adică la final lucrării. Dacă luăm spule de 3 milioane, dau un exemplu, îi dăm 4-7. Da, dar cumva e normal, pentru că poate să vină un meseriaș și spune, băi, nu știu ce vă trebuie la fața locului, vin și văd că vă mai trebuie de-aia, da, că vă mai trebuie de-aia, că trebuie să înlocuiesc aia. Ei, și cumpărăm necesarul. Dar tu nu de-aia ești meseriaș ca să le ai pe toate. Păi, adică măcar ustensilele cu care să lucrezi. Da, așa, într-o lume ideală... Mai trebuie un topor ca să tai lemnele acasă la tine. Într-o lume ideală, așa e, cum zici tu, Jesse, poate în Germania lucrează așa. La România vine meseriașul și dacă nu are scule, încă. Te duci și cumperi scule. Suntem și la final oameni. Te scazi cu el. El vine doar cu know-how-ul. Da. Bun, mergem mai departe. Ați făcut-o și pe asta, că așa sunt oamenii. Vor să-și repare lucrurile, să știe că au dat un ban și stau liniștiți. Ce s-a întâmplat mai departe? Da, ideea este că eram nevoit să reparăm, să renovăm acea baie și automat am zis că o facem pe asta, ne scadem la bancul la final. Pe la jumătatea zilei, după vreo 2-3 ore, după ce a decopertat, l-am ajutat să bage ce a reieșit în saci, să scoatem pe hol, să lăsăm cât de cât ordine, pentru că eu eram cu copiii în casă, nu puteam să stau în praf cu ei, veneau copiii acasă. Am ieșit pe casa scării, eu fiind fumător, el fiind fumător, la o pauză. În timpul acesta, el mi-a spus, mi s-a adresat de fapt în felul următor: Bogdan, nu te supăra, poți vorbi cu soția ta, citez. Poți vorbi cu soția ta să-mi dea și mie un avans de 2000 de lei pentru că trebuie să plătesc chiria și nu mă așteaptă proprietarul, vrea să mă dea afară. Și mi-a arătat un mesaj pe telefonul lui în care era vorba de o sumă de 1700 de lei pentru chirie și utilități, unde stă sau unde ar fi stat în chirie, și restul de 300 de lei s-ar fi scuzat că îi trebuiesc pentru a avea zilnic pe timpul lucrării de o apă, un suc, un pachet de țigări. Soțul a venit la mine atunci și mi-a zis, i-am zis că eu nu dau bani așa. La un moment dat am cedat, i-am zis, hai mă să-i dăm, că el a zis în timpul ăla, s-a mai dus odată și au coborât un strat de adeziv ca să facă priză pe pereți, pentru că el vroia foarte repede să pună și faianța, adică ne-a dat așa impresia că noi chiar vroiam într-o săptămână, 10 zile, să o facem pentru copii. Da, mai ales că e vorba de baie și aveți nevoie de baie cât mai repede. Da, păi tocmai că chiar aveam nevoie. Și atunci am zis, ok, o să-i dăm. Și el vine soțul și îmi zice tot așa după ceva timp că o să vină mâine cu soția. Și din contră, când am auzit că vine și cu soția, parcă pare mai credibil așa, că băi, nevasta e... Bani, bun, hai să mergem un pic mai departe, Ana, ca să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt. Până acum toate bune și frumoase, omul chiar părea un meșter serios. Bun, mai departe. A venit marți cu doamna respectivă, a stat aici cu copiii mei și cu soțul. M-am dus, am scos banii, am mânat banii. După o oră, deci a venit la ora 11, pe la 12:20 au plecat din casă pe motiv că se duce să-și ia penele pentru distanțiere. În tot acest timp, de luni și până marți, am adus și materialele, că el a zis că vrea să se apuce repede și dus a fost. Nu am mai reușit să dăm de el. Inițial am văzut că după 2 ore nu mai vine înapoi, că el a zis că se duce să-și ia și bor mașină și acele pene pentru faianță. Și? După... Ok, după 2 ore, după ce a plecat, după ora 12:20, de când a părăsit domiciliul nostru, am început să-l sunăm cu ideea de a vedea dacă mai vine în ziua respectivă la lucrare sau nu. Nu ne-a răspuns niciunuia. Eu, de pe telefonul meu personal, pe numărul lui, în ziua respectivă am peste 20 de apeluri, soția la fel are peste 15-20 de apeluri pe numărul lui, nu ne-a răspuns până undeva la ora 16 și un pic, și atunci ne-a răspuns printr-un mesaj cum că ar fi răcit și nu poate să se dea jos din pat. I-a pus soția și așa mai departe. Ok, am înțeles și am răspuns printr-un mesaj, pentru că la telefon nu s-a simțit să răspundă. L-am rugat, i-am spus cu frumosul că fiind răcit putea să dea un telefon, un mesaj, a fi răcit te împiedică să vorbești, să ne anunțe și pe noi. L-am rugat să vină la lucrare, să-și termine lucrarea sau să-mi înapoieze o parte din bani.
eu i-am dat 2000 de lei avans, l-am rugat să-mi înapoieze 1500 de lei. Cei 500 de lei plus materialele cumpărate, ustensilele cumpărate, să rămână drept plată pentru lucru deja făcut. Acesta mi-a zis în primă fază că vine și-și termină lucrarea, iar la vreo 3-4 ore îmi dă un mesaj cum că vineri, între ora 12 și ora 2, el va veni să-mi dea restul de bani, ne strânge mâna și el nu mai continuă lucrarea. Eu în momentul acela mi-am dat seama că e o țeapă. Dar de ce, dar de ce să nu mai continue lucrarea? Dar de ce? Pentru că, vezi, Doamne, soția s-ar fi interesat de el pe grupurile de socializare, deoarece nu a mai dat semne de viață. Adică noi nu am știut cum să-l găsim. Păi și era normal să vă interesați, adică nu? Că acolo l-ați să găsit. Adică voi ați prietenilor lui de pe Facebook să întrebați de el, da, sau ceva de genul. Da, am găsit pe cineva, da, mi-am trimis un mesaj, uite ce s-a întâmplat, nu-mi răspunde la telefon. O cunoștință ceva o fi fost, pentru că fata cât a stat cu mine, ea mi-a zis că are un nepoțel. Și am făcut o legătură și am găsit pe cineva pe net. Practic, voi ați pierdut așa. Ați pierdut, Ana, 2000 de lei pe care ați dat avans, da? Și da, da. Totuși el a lăsat sculele la voi, nu? Ce scule a lăsat la voi? Că acum un om care vrea să dea o țeapă, în mod normal nu vine cu sculele ca să și le lase acolo, nu? Adică și le ia are când pleacă. Are o mașină. Corect, are corect. O mașină, un tăietor de gresie și câteva șpacluri, ceva. Da, da, astea sunt totuși niște ustensile esențiale pentru orice faianțar, nu știu cum îi spune meseriașului. Noi ne-am împrumutat la rude de bani să aducem pe cineva și domnul care a venit și ne lucrează în casă a venit cu două genți pline și acum... Diferența se vede, dar se vede. Revenind la sculele pe care el le-a lăsat la noi. Vedem și noi acum imaginile, telespectatorii văd imaginile cu sculele pe care el le-a lăsat acolo. Te rog. Făcând un calcul simplu, cam cât costă fiecare în parte? Mai mult de 500, 550, hai 600 de lei. Nu ar suma deci, practic, costul tuturor sculelor. Practic, beneficiul lui este de undeva de 1400 de lei dacă a lăsat scule de 600 la dumneavoastră, da? Din banii aia. Și ce mă gândesc, corect, s-ar ocupa cu chestia asta și fură o sculă de colo, una de colo. Pentru el poate nu are nicio valoare. Dar credeți că a venit cu gândul de a lua banii ăștia și de a vă dați apă? Adică cum să mai producem niște bani? Uite, ne preface pentru că... Cu siguranță. Da, pentru că tot în mesaj ne spune că nu a găsit acea bormașină și vine... Noi n-am mai spus asta înainte. A zis că vine miercuri la ora 9 și totul a sunat, că eu atunci mi-am dat seama că e vorba de o țeapă și l-a rugat să vină să lucreze ceva pe ziua de marți. Că de la 11 până la 12 și un sfert cât a plecat, sau 12 și 20, să iei 20 de milioane în condițiile în care în România salariile sunt atât de mici. Nu suntem nici avuți, dar nici la pragul de jos. Iar el cu gura lui a zis că soția lui lucrează la autoservire pe 20 de milioane. Adică pentru o oră și să nu mai vrei să muncești, că ești mor de răcit. Și tu dacă ești meseriaș și îți lași toate sculele, vorba aia, la o altă lucrare, dacă următoarea zi ai de făcut o lucrare, ce faci? Ce bani? Zici că n-ai scule, că n-am făcut cu ei. Păi n-am șpaclu dur, n-am... Păi, dar hai că la ei a mai fost cu ceva, un kit acolo, ce vedem și noi. Păi mai are ceva, mai are un kit, mai...